La acest moment în Argeș sunt internați 20 de argeșeni din cauza valului de gripă sezonieră care face victime de la o zi la alta. În ultimele 24 de ore, alți 4 argeșeni suspecți de gripă au fost internați în Spitalul Județean de Urgență din Pitești, informează instituția prefectului. Din totalul celor 20, cazuri confirmate de gripă sunt 7, iar 13 sunt pacienți suspecți de gripă. Dintre cei 7 confirmați cu gripă sezonieră, 6 sunt copii internați în secția de boli infecțioase copii. Un adult cu gripă este internat în secția de anestezie și terapie intensivă. Mai mult, dintre cei 13 suspecți de gripă sezonieră, unul este de asemenea internat la secția de boli infecțioase copii. De precizat faptul că 9 argeșeni au murit de la 1 februarie, anul curent, până în prezent de gripă sezonieră.